chiar de la rând și s-au vrea să spună bună ziua. Tema mea se referea la un concept, aș zice, modern, dar aș zice mai degrabă la modă. Incluziunea și cum este, iar al doilea element al problematicii era legea educației. Legea educației actuale, încă celălalt ai fost foarte bune. Dar pe asta o avem deocamdată. Incluziunea este concept, așa zis, democratic, modern, determină politicile educaționale peste tot și, în general, politicile sociale, pentru că vorbim de societăți pluraliste și societăți opresive și de aici și politicile educaționale, sigur că sunt un efect printre celelalte. Incluziunea, conceptul respectiv, se pornește tot de la drepturile omului, de la faptul că toți au dreptul la învățătură, fără discriminare, și s-a adresat în special categoriilor defavorizate sau minoritare, spunând că toți trebuie să fie încadrați în școală. Inițial s-a pornit mai la copii cu nevoi speciale. De ce? Pentru că noi aveam școli speciale, avem din ce în ce mai puține, și copiii, într-adevăr, erau o problemă. Copiii veniți dintr-un capăt al țării erau încadrați într-o școală specială aflat în capătul celălalt. Deci, practic, de la 3 ani, dacă făceau și grădinița specială, nu se mai întorceau acasă. De atunci existau și școli profesionale speciale. Și atunci, sigur, este un element de umanism ca acești copii să fie încadrați incluși în școala de masă de pe lângă casă, ca să fie alături de părinți. Până aici toate bune. Conceptul însă este atât de democratic și de umanist, încât în afară de Anglia nimeni nu l-a acceptat în Europa. Pentru că, și bineînțeles, în afară de România. Numai că este mare diferență între Anglia și România. De ce? Pentru că s-au desfințat școlile speciale, copiii au rămas efectiv acasă, și au fost încadrați în școala de masă. Ce înseamnă asta? Copilul surd n-avea cu cine să vorbească, nu cunoștea nimeni, nici limbajul unicongestual, nici nimic. Copilul orb nu avea profesor specializat și nu are să facă un brai. Copilul autist, acum este plin de autiști, chiar dacă nu toți sunt autiști, nu avea profesor special și așa mai departe. Ce se întâmplă? Deci, sub aspectul non-discriminării, practic, copiii cu nevoi speciale sunt terminați ca ființe umane și ca viitor al lor. Pe de altă parte, copiii din clasa de masă sunt terminați pentru că sunt atât de bruiați de problemele speciale care se iubesc, încât, practic, tot procesul de învățământ este întors cu fundul sus. Și o să-mi spuneți, bun, și ce ne interesează pe noi? Bă, ne interesează foarte tare. Pentru că este doar un aspect al discriminării sau non-discriminării și faptul că școala noastră așa funcționează acum. Voi ați scăpat, vorbesc de studenți, eu am scăpat de sistemul ăsta. Dar sunt foarte multe generații de copii acum care în mare măsură nu pot să facă o școală normală pentru că clasa lor este așa zis inclusivă. Asta este categoria cea mai evidentă de discriminare totală și pe copii cu nevoi speciale și pe copii, așa zis, normal, să zicem. Nu-mi place să spun și cei cu probleme normal sunt, într-o altă, și nu spun vorbe de mână. Dar mai există și alte categorii prin această lege a învățământului, la fel de discriminat. Copiii supradotați. Copiii supradotați nu au decât o bucățică, o secvență din toată legea asta învățământului, care spune dacă sunt deștepți, să urmezi, poftim? Să scurteze. Da, dar nu să credeți că o scurtează, nu. Să li se ofere niște condiții. Da, da. Ce se întâmplă, de fapt? Au voie să facă, într-adevăr, 2 ani într-un an, dar când? Adică când nu au voie? Nu au voie în toate clasele inițiale ale ciclului. Deci nu au voie clasele 1-2, nu au voie clasele 5-6, nu au voie clasele 9. Păi n-am înțeles care e problema? Atunci, în ce măsură? Nu mai vorbesc că din punct de vedere psihologic, nu există testări statistice, nu există evaluări obiective și așa mai departe. Cine este discriminat? Total, copilul supradotat.
pentru care nu există niciun fel de legislație. Ok. Mai avem o categorie extraordinar de discriminată și care se pierde total, care nu mai poate ajunge la nivelul universitar. Să zic, cel supradotat, cu forțe proprii și ale familiei, reușește să străbată lățișul acestei școli. Există copiii cu așa numitele tulburări de învățare. Copiii dislexici, disgrafice, adică cu dificultăți de citit, de scris, de aritmetică. Ca să vă dau un exemplu, să știți ce înseamnă asta, pentru că ei pot să fie supradotați și să nu poată citi. Einstein era dislexic, avea probleme cu cititul. Doamne ferește să fi fost în școala din România. Da? Că nu mai era Einstein. Este o discriminare majoră. Ei sunt prost definiți în legea învățământului de acum, legea Educației Naționale, ca așa se spune. Sunt prost definiți, sunt trecuți cu vederea ca fiind cu nevoi speciale și, practic, nu există nicio anexă, provizie pentru ei. În toată lumea există identificarea lor și permiterea. Scuze, nu știu ce măsură, sigur că se face politică și aici peste tot, dar doamna ministru de acum s-a lăudat ani în șir și se mai laudă că a reușit în sfârșit să facă examenele obiectiv, adică să fie toate înscris. Eu n-am putut să-i spun niciodată, nici nu cred că era cazul, că omoară categorii largi de persoane prin aceste examene scrise și că peste tot există aceste provizii, nu poate să scrie identificat, are, mai era mașină de scris, are computer, are examen oral. Am avut, știți ce se întâmplă? Eu am încălcat legea de foarte mult ori. Am avut mulți studenți orbi. Ori prin lege n-am voie să le dau examen oral dacă era scris. Oi, ce mă făceam? Simplu, nu? Ca să nu mai spun de toate aceste documente. Acești copii, de obicei, sunt pierduți. De obicei, marea majoritate sunt pierduți, nu mai ajung la universitate. Și încă o dată, coeficientul lor de inteligență poate să fie normal sau superior la cine vreți dumneavoastră. Și sunt foarte multe cazuri de personalități în lume, nu la noi, cu identificați cu tulburări din acestea și care nu, care au făcut niște cariere extraordinare. Și vreau să vă mai dau un exemplu tot așa de discriminare și chiar de încălcarea drepturilor omului. De ce vă spun asta? Pentru că ne privește. Noi suntem, dacă știți cum este cămașa pentru om, legea învățământului este exact cămașa noastră. Ne însoțește peste tot de când suntem foarte mici până foarte târziu. Că scăpăm noi, că avem alte interese pe moment, dar până la urmă, prin noi, prin copii, prin nepoți, prin ce vreți, ne izbește această lege asta și altele. Nebunia cu așa numită clasa zero, nu mai spun că din punct de vedere psihologic, o expresie mai nefericită și mai ticăloasă nu există, apropo de identitate și alte chestii. Pregătitoare, eu zis. Ticăloasă. Zero a fost în presă mai curând. A zis-o și... Supranumită clasa zero. A zis-o minunatul și atunci au luat-o toți. Nu, deci nici mai contează. Au început să o zică chiar oameni care, de la care nu aș fi așteptat, dar nu mai contează lucrurile astea. Așa cum nu se știe, fac o paranteză. Curriculum, curricula este pluralul. Nu se spune curricula și curricule, așa cum spun miniștrii, conformatorii de opinie, așa, toți ziariștii cu mari prestanță peste tot. Să fie alnab, este curriculum, curriculi, este latin, declinarea a doua, neutru, face pluralul na, ca și mass media, nu spune mass mediile. Am încheiat paranteza pentru că este vorba de o ignoranță generală care se reflectă și aici. Și dacă o să aveți curiozitate, o să vedeți că sunt câteva chestii pedagogice. Deci, această clasă, în care era o grupă pregătitoare și, sigur, se putea face altfel, în afară de fapt, nu intru în partea pedagogică, psihologică, care este meseria mea. Trebuia să se facă niște așa zise evaluări. Ok, se fac peste tot și am văzut cum se fac. Prin lege, totul este lăsat la bunul plac al oricui. Prin legea învățământului și prin anexe. Au intrat copii
care nu erau pregătiți pentru clasa 1, au plecat copii dați ca să facă grădiniță, care erau mult peste media lor. Iarăși noi intru problemele astea de psihologie, pedagogie și de evaluare și de faptul că nu a fost făcut totul aiurea. Dar este o anexă care spune că părintele primește rezultatul evaluării și nu are voie să-l conteste. Adică îmi vine noi ca nimeni în comisia aceasta de evaluare psihopedagogică, gândiți-vă că puteți avea copii sau, mă rog, nepoți sau vecinul sau nu știu ce, îi dă o notă proastă, zice că e prost. Și irevocabil. Și e irevocabil. Corect. Apropo de, cum să spun, de toate drepturile posibile și imposibile. Cât de prost să fii ca să faci o asemenea anexă la lege? Uite atâta de prost. Cât fluieriu. Cât fluieriu. Exact. Da. Dar așa, știți cum este? Articol cu articol. Punct cu punct, subpunct cu punct. Dacă citiți această lege, vă întrebați, eu de ce mai există lumea asta? Dar și cu reședința, dacă n-ai reședința lângă școală, nu poți să ai copilul la școala respectivă. Eu am avut sute de cazuri, da. Deci, cum să vă spun? Anul trecut, în februarie, martie, a fost în toată România, s-au cumpărat reședințe. Și toate lucrurile astea trebuie reglementate și este bine să fie. Dar este absolut necesar să fie reglementate, că de astea sunt și științele juridice. Dar știți ce se întâmplă cu științele juridice? Așa cum am spus, vorbim despre legi și nu vorbim despre oameni. Ori legea e făcută pentru oameni, fie să fie ea, de către sau oameni. Iar legea învățământului, ca și dreptul muncii, ca la altă să zicem, astea ne atacă în mod esențial. La viața noastră de zi cu zi, la și trebuie. A sănătății, mai e și zona sănătății. Și a sănătății, dar, da, e adevărat, dar până la urmă, dacă rezolvăm cu munca, poate rezolvăm și cu sănătatea, da, suntem mai cu sanarizări, cu chestii, suntem cumva mai protejați. Dacă îmi permiteți, are foarte mare legătură și protecția drepturilor omului, pentru că un sistem de învățământ bine pus la punct, poate preveni încălcarea drepturilor omului. Sau îi poate ajuta? Păi, sunt tot felul de cazuri. Întotdeauna este. Știți, acolo, se spune că generația este diferită. Știți cum este de diferită? Neurologic. Acea numitele tulburări de învățare sunt, de fapt, legături neurologice altfel decât le au generațiile din urmă, sau eu. Este altceva. Copiii sunt diferiți biologic. Dar pentru că metodologia este învechită. Pentru că viziunea este așa, aș pune ochelari de cap, dar nu vreau să jignesc capul. Deci, în sensul ăsta, noi considerăm tulburare ceea ce va fi normalitate. Știți că în vremea noastră, și nu e pedepsit nimeni, copilul care scrie cu stânga încă îi mai este legată mâna la spate. Da, iar este o dovadă de discriminare. Puțin spus, de încălcarea tuturor drepturilor, inclusiv dreptul la viață. Știți că un asemenea comportament duce la tulburări grave de personalitate, da, și la sinucidere? Eu am avut un caz de studentă care a încercat de 5 ori chestia asta. Sau pot degenera în violență, în acte de violență. Într-un fel sau în funcție de reacție. Dacă ești un temperament așa, ce place că discutăm mai mult decât așa. E mai bine decât să prezentăm. Pentru că fiecare are o anumită experiență și o anumită viziune. Științele juridice au nevoie de această viziune interdisciplinară. Dacă vă uitați la legea așa numită educație națională, veți vedea că din punct de vedere juridic e o varză. Nu este nicio logică în chestiile alea. Din punct de vedere pedagogic, este, mie nu știu cum să spun, n-am punct de comparație. Iar ca psihologie, nici atât. Știți că noi nu avem pedagogie națională, psihologie națională și că nu există psihologia copilului? Și atunci cine se apere drepturile în plan juridic? Protecția copilului. Oricum, la nivel individual, cred că fiecare putem face ceva. Adică, la nivel practic, oricum... Păi de-aia sunt eu aici. Spun că sunt eu, de-aia vreau să prezint asta. Sunt legi care încurajează discriminarea și care chiar... O legiferează. O legiferează, da. Eu chiar o reglementează. Haideți să mă trecem, vreau, vreți să trecem. Vreau să... Deja a fost pauza, lumea s-a relaxat. Oricum, domnișoara Ramona urma. Da, pe de asta am făcut așa o trecere și nici nu o să vă țin mult. Vreau să vă spun că în Afganistan, de exemplu,
Da, da. În Afganistan, de exemplu, este o lege